Domnule Dugălie, în primul rând vreau să vă mulțumesc că v-ați învins emoțiile și că ați intrat în emisiunea mea și vreau să vă întreb, sunteți mândru de feciorul dumneavoastră? Știu că el a fost prima oară sportiv, unde a excelat. Iată, acum cântă și o face atât de bine și este atât de iubit de oameni. Cum vă simțiți? Vă dați seama, la 58 de ani mei, că sunt ca un soare care răsare după ploaie, extraordinar, cu o putere magică. Mă simt extraordinar mândru. Bineînțeles, nu vreau să fac comparații sau separații între fecior și fată, dar vă dați seama că pentru el am o mândrie că e bărbat și a ajuns exact unde și-a dorit, ca și la acel sport care dorea să ajungă ca și Pasachi, dar de nefericire s-au întâmplat niște chestii cu o apendicită, cu niște probleme de sănătate și acolo a decăzut cum ar veni. Sunt foarte mândru, sau de la 10 în sus, nici nu pot măsura aceste... Ați simțit de mic că Sorin e bătăios, că va ajunge departe, că vrea să fie mereu cel mai bun în orice domeniu ar activa? Da, am contat pe el și azi exact îmi seamănă la mama lui, doar la voce, în restul, la orgolii, la totul, la logică, la orice, și am știut că este un om bătăios și va ajunge pe culme cele mai înalte și va ajunge. Mulțumesc, tata. Așa m-ați crescut. Da. Așa m-ați crescut, așa m-ați învățat să fiu. M-a emoționat tare. Nu e neapărat că așa te-am crescut. Așa ești tu născut, să porți și totdeauna ți-a plăcut tatăl tău, cum ce rol logic are și cum te-a învățat și ce te-a învățat să fii în viață. Așa e, și îți mulțumesc din suflet. Dar ambiția ta ne-a depășit, ca și părinți. Și îți mulțumesc din suflet și dumneata și lui mama. Și sper să fiți sănătoși, să ajungeți să îl învățați și pe Dominic, așa ce m-ați învățat și pe mine ca bunici. Și să jucați și la majoratul și la nunta lui. Să dea Dumnezeu, chiar dacă noi nu putem și nu o să mai fim în măsură să-l ajutăm pe el, o să fii tu la rândul tău, exact cum am fost noi pentru tine, tu să fii în locul nostru ca și părinte. Mulțumesc. Acum pot să închizi, că mi-au dat lacrimile. Da? Nu trebuie, dar e tata tău.